Un grup de crescători din Sibiu, domnul? Da. Bravo. Tot de la Spăgați, așa. No. Craiova. Nu, măcar. Craiova? De la Sibiu combinat. Domnul Liviu, domnul Lungu? De la Sibiu. Domnul? De la Balș? De la Craiova. Liviu Sărăsean, de la Sibiu. Stimă, ce faceți? Ați venit astăzi la expoziția? Am venit să vedem lumea columbofilă. Venim cu mare drag, o suferi. Cum a fost anul ăsta? Cum a fost anul ăsta pentru frumos, columbofilia? Ați avut rezultate bune? Da, se poate și mai bine, dar asta e. Ne mulțumim cu ce a fost și tragem speranțe că la anul va fi mai bine. Și mai bine. În zona Olteniei cum a mers? Bine, vezi pe Olteniei. Sunteți mulțumit? Da? Mulțumit. Și de la sezonul următor ce așteptări aveți? Rezultate mai bune. Domnul Sărățean, ce spuneți? Ce să zic? Eu, referitor la anul 2011, nu sunt prea bucuros. N-a fost un an bun și pot să o confirme mulți. Asta e. La anul va fi mai bine. Sperăm un columbofil adevărat cu fiecare an care trece. Speră la mai bine. Ce porumb mai cultivați în prezent? Din ce linii? Din linii de Van Roy, Jan Arden, Vegan, porumbei de fond. Da, și în ultima... în ultimii ani, porumbei de viteză de mifond și de fond mic. Pentru că am văzut că rezultatele acolo... Acolo sunt cele mai bune. La maraton și la fond mare să pierd porumbei. Din ce cauză? Din ce motiv? Aveți idee? Păi, s-ar putea spune și din cauza organizatorilor. Nu acordă prea multă atenție porumbeilor. Ei banii îi văd în față. Banii, banii, banii. Când o lua banii, nu mai îngrijesc porumbeii acolo. Și aia e cel mai mare deficient. Cea mai mare deficiență ce se poate întâmpla la... Auziți, dânsul e președinte de Balș. La Balș? Da. Sunteți amabil să ne spuneți câteva cuvinte? În legătură cu ce? Cu ce doriți noastră despre columbofilia din zona Balș? Cred că la noi, cum să vă zic, și poziția pe care o avem e foarte dificilă. Am zburat în vest, preguntele și schimbările astea climatice. Și-au pus amprenta, nu? Își pun amprenta și pe venirile porumbei. Așa au fost rezultate. Rezultatele au fost, dar slabe anul ăsta, față de alți ani, foarte slabe. Concurența cum este în zona Balș? Concurența este foarte mare. Avem un grup foarte puternic, zburători de fonduri, maratoane, zboruri lungi. Și acum ne-am mutat spre Ucraina să vedem dacă putem să ieșim la comuniștii ăștia și să facem rezultate mai bune. Altă soluție n-avem. Noi suntem mulți oltenii. La ce categorie aveți cele mai bune rezultate? Maraton. La maraton, nu? Da. Cu ce porumbei? Din ce sușe? Varoi de la domnul Lungu, cei mai mulți. De la domnul Lungu provin, nu? Varoi, Emil Denis, de la Sibiu, porumbei din zona Sibiu, da. Stichelul, aceștia sunt porumbei cu acasă. Domnul Lungu, în linia dumneavoastră veche ați mai introdus în ultimii ani și alți porumbei din alte sușe? Am introdus și alți porumbei, dar tot de ăștia care zboară la Conci Maraton. Porumbei care s-au suplat foarte bine cu linia veche. Au fuzionat bine cu aia dumneavoastră, nu? Sigur că da. Și sunt mulțumit. Vă felicit. Mulțumesc. Și vă doresc în anul următor și în anii care vor veni mult succes în continuare. Mulțumesc mult de tot și sunt drăguț. Știți să trageți de limbă pe interlocutori. Nu, dar dumneavoastră chiar sunteți niște columbofili care aveți rezultate bune și aveți ce spune. De asta da, sunt convins. Da, și mă să am în continuare. Cu stimă multă. Mulțumesc mult. Să trăim și mai bine. Toate bune. Ai văzut, mă, domn profesor? Nu-i filmat acum. Am vreo, am cam e pe ceva la ceva.